În acest weekend, la parohia Marga din comuna Godeanu, a fost instalat un nou preot paroh. Este vorba despre părintele diacon Ilie Cristian Cioabă. În mod simbolic, așa cum este tradiția, i-au fost înmânate Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, dar și o cheie, iar apoi au urmat luările de cuvânt. Cu această ocazie, părintele s-a prezentat în fața comunității. Taina Hirotoniei a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii, înaintea credincioșilor parohiei Shiroca, în prezența cărora părintele Ilie Cristian a rostit solemn mărturisirea de credință ortodoxă. Doresc ca în aceste clipe de mare încărcătură spirituală, atât pentru mine cât și pentru dumneavoastră, să mulțumesc milostivului Dumnezeu pentru că m-a împrăncit să primesc în această zi minunată cel mai frumos dar pe care omul poate primi pe acest pământ, și anume Sfânta Taina Preoției. Totodată, țin să-i mulțumesc prea Sfințitului Părinte Episcop pentru încrederea pe care mi-a acordat-o și aceea de a sluji în Sfântul Altar înaintea Sfintei Mese și de a păstori sufletele dumneavoastră până la ce vor fi cerute de dreptul judecător de la mine la a doua sa slăvită și împărtășitoare venire. Cum am mărturisit și în jurământul de credință, mă voi strădui din toate puterile să sporesc averea Bisericii și împreună să împlinim poruncile lui Dumnezeu pentru a dobândi mântuirea și viața veșnică. La finalul Sfintei Liturghii, părintele Adrian Olarean, consilier administrativ al Episcopiei Severinului și Strehaiei, a dat citire actului de instalare a proaspătului hirotonit, iar mai apoi ierarhul mehedințean l-a instalat oficial pe părintele Ilie Cristian Cioabă, ca preot paroh al bisericii cu hramul Sfântul Grigore Dascălul a parohiei Marga. De asemenea, domnul Nicolae Băbălău, fostul director al Bibliotecii Naționale din Craiova, fiu al satului Shiroca, a dat citire câtorva gânduri așternute în scris pentru a arăta solemnitatea acestui moment pentru parohia Marga. Iată-ne la zi mare și înălțătoare într-o spirit creștin. În cea de-a 31-a duminică după Rusalii, preasfinția sa Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a poposit pentru a câta oară în comunitatea sătească Shiroca, filia parohiei Marga, unde a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească și Hirotonie de Preot pentru a noastră parohie. Așadar, de astăzi, Părintele Deacon Cioabă Ilie Cristian a primit harul apostolic al preoției și a fost instalat oficial ca preot al Bisericii cu hramul Sfântul Grigore Dascăl al parohiei Marga. Parafrazând fenomenul miracol de la Vatican, putem spune că azi a ieșit fum alb, nu negru, din coșul bisericii din Shiroca, ce a fost construită exact 130 de ani în urmă, și avem un nou preot titular, fiindu-ne de un real ajutor duhovnicesc la bine și la greu, în momente fericite sau dureroase ale vieții noastre creștine, creștin-ortodoxe. La final, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a pus la inimile celor prezenți un cuvânt de învățătură, vorbind despre importanța rugăciunii din biserică. De asemenea, ierarhul a amintit despre vrednicii de pomenire, slujitori, ce au slujit în aceste sate de munte ale Mehedințiului. Cu multă bucurie am oficiat Sfânta Liturghie aici, în satul Shiroca, biserica satului Shiroca, filie a parohiei Marga, în situate, ambele sate situate în comuna Godeanu. Ne aflăm la 750 de metri înălțime, pe un deal ce formează podișul Mehedinți și suntem în apropierea munților Mehedințului. În aceste plaiuri unde a binecuvântat Dumnezeu să ne naștem, să creștem, să trăim, s-au născut părinți ce au slujit biserica, părinți care au făcut apostolat în vremuri grele, pricinuite și de anotimpul acesta friguros, preoți care au rămas în conștiința ienoriașilor.
În finalul acestei sărbători pentru parohia Marga a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru vrednicii de pomenire părinții Gheorghe și Nicolae Achimescu, fii ai satului Șiroca, dar și pentru epitropul acestei parohii care a trecut la domnul Grigore Văjaică, cel care a purtat de grijă alături de părinții acestei parohii la construcția și pictarea bisericii de la Marga, dar și la restaurarea picturii bisericii din Șiroca.